A fost un show ieri în Parlament. V-ați regăsit în acel show? Nu, îmi place. Mi-amintesc că doamna Șoșoacă, spre exemplu, a fluturat acel sac. Da, politica este și spectacol. Eu, ca sociolog și mă ocup de comunicare politică, predau de 30 de ani comunicare politică și înțeleg rolul circului politic, a ritualizării. Până la urmă, eu nu condamn. Nu s-a ajuns cam departe. Nu condamn asta în principiu, dar s-a ajuns prea departe. Și de ce s-a ajuns prea departe? Vă spun, sigur că înțeleg faptul că uneori este nevoie să faci ruperi de ritm în comunicare, să faci gesturi spectaculoase pentru ca să atragi atenția asupra unei probleme. Și în evidență că până la asta este o problemă de media de spectacol, dar este un lucru. Ar trebui ca în restul timpului să dezbați în Parlament lucruri cu maximă profunzime. Pentru că Parlamentul trebuie să ducă conflictele de jos, asta este rolul Parlamentului, chiar dacă unii spun că ne certăm prea mult în Parlament. Nu, ne certăm prea puțin în Parlament. Ne certăm în Parlament pe teme care nu sunt importante. Ne certăm cu atacuri la persoană. Nu interesează pe nimeni persoana noastră. Noi trebuie să ne certăm acolo, dacă ne certăm, să ne contrazicem pe teme sociale, pe teme economice, pe teme care sunt importante pentru populație. Asta lipsește mai mult din nefericire. Și aici ne lovim de foarte multe ori. Am fost în comisii și mai ales în Senat, se lucrează cu calm, găsim soluții, poate că acolo știu eu mai bine că sunt senator, găsim soluții la probleme transpartinic atunci când e vorba de educație, unde suntem sau la cultură. Nu avem o ruptură foarte mare între partide, o foarte mare prăpastie, să spunem, între partide. Însă în rest, vin foarte multe ordonanțe de urgență de la guvern. De fapt, domnul Câțu ne-a spus în ultima vreme că vrea să conducă prin ordonanțe de urgență pentru că Parlamentul, adică domnul Orban, pentru că despre dânsul era vorba, nu lucrează destul de repede în reforma pe care o gândește dânsul și se merge automat pe aritmetica votului. Adică ne apucăm nici să dezbatem, pentru că s-a redus timpul de dezbatere, acum nu se mai dezbate în plen, de exemplu, ai o intervenție de 2 minute sau de 1 minut fiecare grup și noi uităm un lucru. Cei care suntem mai vechi în politică ne aducem aminte de mai de mult din la sesiunile trecute. Parlamentul este și o școală politică, este o școală retorică, este o școală de argumentare, este o școală de debate până la urmă. Și acum nu se mai discută, nici măcar nu se discută. Se trece cu aritmetica votului, trecem foarte lepede la un subiect, la altul, votăm și nu mai e o dezbatere de idei. Și nu e o dezbatere de idei și nu avem posibilitatea să naști oameni tineri, ca să-i naști ca politicieni, nu în sensul nașterilor de acum propuse din noua strategie progresistă cu bărbații care trebuie să nască, ci să creăm politicieni în Parlament tineri. Nu le pot auzi vocea tinerilor. Eu îi cunosc, îi aduc acum la Consiliul Național, începem din această vară că ni s-a aprobat Consiliul Național și atunci o să-i aduc, să-i auzim, să-i ascult, să încerc să-i duc în mass media pe o altă cale, vorbind despre politici publice, pentru că nu îi vedem pe cei tineri, nu au timp, nu au cum să ajungă la tribună și să-și arate talentul politic. Până la urmă, politica este și spectacol și ține și de talent.